Crezi că te-am înșelat vreodată? Crezi că femeile răiesc în jurul tău doar pentru că ești celebru? Dacă mâine m-aș combina cu... Ai reacționat? Păi, mă întreb dacă ar da minciună la aia cu înșelatul, chiar ar spune-o pe video. Mă întreb dacă le-ar zice-o măcar în privat. Cred că dacă ăla ar vedea pe computer că chiar îi dă minciună la ceva cu înșelat, ar zice, ar minți dracu pentru el. Dacă mâine n-aș mai fi gheboasă, ai mai sta cu mine? Ai avut vreun gând de a mă înșela în ultima vreme? Păi de unde știi? Tu m-ai prins? Și atunci dacă nu m-ai prins, înseamnă că n-am făcut-o. Poți să-mi prins de gustor ce știi, boss. Dar o bat porc care ar fi și pe aia și pe tine rău de tot, dar rău. Bă, Vlăduț, mergem și noi la testul poligraf? Salut, să ne testăm relația. Poligraf foarte așteptat de voi și de Luiza, iubita lui Gheboasă, care este pentru prima dată într-o filmare, fie pe YouTube, fie la televizor. Bună, Luiza! Bună! Da, ok. Am pe tine prima, pentru că tu chiar ești o nouă apariție aici. O să vorbesc cu băiatul ăsta. De poligraf avem pe Gheboasă, care are emoții la maxim și sper să nu plec de aici cu cea falată. Că m-a omorât Luiza. Lângă mine este Octavian, examinatorul lipsit de miră în totalitate în această seară. Adevărul va ieși la suprafață, însă eu cred că adevărul este unul drăguț. În primul rând, voi vă știți de la 14 ani, amândoi din Târgoviște, corect? Da. Și practic de atunci ați început să aveți treabă unul cu celălalt. Da. De 2 ani locuiți împreună în aceeași, în aceeași casă. Da. Și practic Gheboasă a devenit cunoscut și tot către faima a fost cât timp era împreună cu tine. Da. Lucru care, sincer, înainte să punem orice fel de întrebare, nu știu ce întrebări v-ați scris voi, cred că are un mare impact să ai o relație stabilă și o femeie care să te iubească acasă, cred că are un mare impact asupra parcursului, succesului unui bărbat în ce orice tare facere, business, muzică ce și așa mai departe. O să fie și Luiza, nu vă gândiți, o să fie și Luiza pe scaunul de poligraf, dar am zis să fie întâi domnul Ghebe, care oricum și experiența am mai și experiență, fost. Dar emoțiile sunt aceleași, deci credem, adică nu e... Când ești tu pregătită, Luiza? Ai avut vreun gând de a mă înșela în ultima vreme? Nu. Este sincer. E bine. Te-ai mirat? Ce? Te-ai mirat? Nu mă mirat, dar ești... S-a cam mirat puțin. Îl iubești mai mult pe Achim decât pe mine? Nu. Este sincer. În primul rând, Gheboasă, respirația ta mă induce în eroare. Frate, deci eu respir așa pentru că eu am impresia că nu că e neapărat după respirația mea. Că el își dă seama oricum dacă sunt sincer și nesincer și așa controlându-mi respirația, încerc să controlez adevărul. Te-ai vedea cu mine peste 10 ani? Da. Este sincer. Bă, dar e foarte neîncrezător. Crezi că mă pierd destul timp și atenție? Da. Minți. Mă, gura mea, de 24-24. Dacă sunt 24 din 24, nu înseamnă că îmi ofer destul. Eu am nevoie de și mai mult. 27 din 24. Și când plec la studio, vrei să las jumate de mine acasă. Vezi că dacă și tu știai că nu mi-ofer destul. Păi eu ia și pe ea la studio. Da. Și a spus că minți. Păi da, creierul scoate cu ea melodie. Cum adică, stai? Tata, nu eu. Cum adică creierul, nu eu? Păi el a dat răspunsul, nu eu, frate. Da? Așa că ia-te de el, nu de mine. Bine, mă, Gheboasă. Ai vrea să-ți dau mai mult spațiu? Da. Știam. Stai așa, cum putem, poți dezvolta Gheboasă un pic? Bă, frate, când doarme, se urcă pe mine. Dar nu cred că... Câinele, băi, și câinele, deci câinele nostru e atât terorizat, încât el când se vede singur pe jos sau că trebuie să doarmă pe jos, imediat în pat lângă noi. Și câinele doar pe jumătate de pat și eu cu Luiza pe jumate, frate. Și apoi când mi-e frig, ce crezi că fac? Mă învelesc cu Luiza. Păi bă, stai, bă, ai gândit? Cine te invadează, câinele sau Luiza? Bă, nu, Luiza nu mă invadează neapărat. Păi, ce face Gheboasă cu câine? Ia că ea te întreba asta cu mai mult spațiu, la modul mai mult figurat al cuvântului. Exact, da. Adică să-ți dea mai mult spațiu, gen să ai mai mult timp pentru tine. Exact. Să nu te mai bată poate la cap atât de mult, să nu te sune non-stop. Bă, aici nu mă sună, nu mă sună gen să facă dalea, să-mi facă crize sau de-astea, nu. Păi eu cred că mi-o oferă destul, adică timpul ăla în care mă duc la studio e destul. Restul timpului oricum sunt împreună cu ea. Am înțeles. Da? Așa că să știți. Ok. Ți-a fost frică de reacția fratelui meu când ne-am împăcat? Da, pentru că am crezut că o să mă bată. În primul rând e cu 3 capete mai mare decât tine. În al patrulea rând, el râde în prepălea că de înșerpărie. Credeam că o să-mi facă ceva pe bune. Să fie sincer. Și n-a fost. Nu, foarte de treabă, frate. Mi-a dat și bani împrumut, ești nebun. Când a aflat, ți-a dat bani împrumut sau cum? Și înainte și după. Dacă nu aș mai fi cu tine, ți-ar fi greu să-ți faci relație cu o altă fată? Foarte greu, nu m-aș vedea cu o altă fată. Adică și dacă aș calcula, ca prin absurd că ne-am despărțit, n-aș mai putea să mai stau cu altă persoană. N-aș mai vrea să dau voie cuiva să mă cunoască cu adevărat. Este sincer. Aaaa. Crezi că faima te-a schimbat? Da. Cam poet Gheboasă ăsta. M-am dat și repede răspuns. M-a făcut să văd cumva totul mult mai diferit, mi-am dat seama de multe lucruri, mi-am dat seama că atunci când ai...
Bă, dar ghiboasă are nevoie neapărat de ăla pentru buze. Coaie, e uscat rău de tot. Vadă de oferit, toți te primesc cu brațele deschise. Am avut foarte multe întâmplări rele în viața de zi cu zi de când sunt persoană publică. Injurii pe stradă, altercații cu oameni care se luau de mine în trafic. Și cumva asta m-a făcut să mă schimb, cumva să fiu mai retras, mai pe treaba mea și să fiu și mai altfel. Sincer, da, într-adevăr. Dacă nu eram cu tine, crezi că reușeai tot ce ai reușit până acum doar într-un an? Nu cred că reușeam, cred că o parte din faima mea și din tot ce am ți se datorează ție, pentru că alături de tine am literalmente și-a dat credite singură. Sunt convins că dacă eram lângă o bagaboantă, mânca toți banii. Da. Este sincer. Crezi că femeile roiesc în jurul tău doar pentru că ești celebru? Da. Păi înainte eram urât, acum sunt frumos. A, ce frumos ești, ghevasă! Păi eram urât, eram în ultima bancă, știam de câte ori m-a lupit Pitagora, atât. Ia ziu. Pătratul ipotenuză e egal cu suma pătratelor catetelor. Buf, așa începe vlogul, știi? Bun, bun, care e bună. Este sincer. Crezi că am sfaturi bune sau crezi că vorbesc prea mult? Cred că ai sfaturi bune, uneori exagerez, dar cred că ai sfaturi bune. Este sincer. Crezi că sunt cheltuitoare? Nu. Minți. Eu chiar credeam că nu sunt. Și eu credeam că nu ești, nici o cheltuie așa mult, bă, ce spui, niște gine, niște unghi. Atunci hai să o dăm cu, hai să o dăm cu sincer și pe asta, ca să fie... Dar eu cred că chiar, tu chiar nu credeai, cred că acum când am văzut reacția. După ideea și eu știam clar că nu crede, de aia... Hai, mai pune o dată întrebarea, pune o dată răspuns. Crezi că sunt cheltuitoare? Da. Nu, lasă, că e clar. Lasă-o pe asta cu da, lasă-o cu da. E clar că e adevărat, dacă azi da și a doua oară și prima oară și nu-i sincer. Uite, și le voiai să schimbe întrebarea, vezi? Crezi că s-a dat vreodată vreun prieten de-al tău la mine? Da. Care? Este sincer, crede. Care? Nu o să zic acum. Hai, te tu zi. Hai, mă, zi. Zi se cred mai încolo, nu? Da. Vorbim noi acasă. Te deranjează că merg cu tine peste tot? Uneori da, uneori nu. Trebuie să zici da sau nu? Nu. Știam. Dar de ce te deranjează, Ghebe? Nu știu, bă, să moară mama dacă știu. Păi simți așa tu un deranj intern, dar nu știi de la ce e. Sunt momente, Luisa e cu mine 24-24, dar sunt momente în care, spre exemplu, suntem numai bărbați și așa și nu e locul ei acolo și ea știe oricum. Dar da, de, acolo, de ce umbli cu mine? De, de ce umbli cu mine? Ești acasă. A dat așa dulce și după aia așa va. Ești acasă. Crezi că faima ne afecta relația în vreun fel? Da. În ce este fel? Sincer. Nu știu exact în ce fel. Nu știu. Când a venit toate lucrurile pe capul meu și am devenit faimos, între ghilimele faimos, și am bubuit și atâtea planuri și atâtea oameni pe capul meu, atâtea combinații și atâtea chestii. Nu știu, cred că am câteva luni din viața mea, 6 luni din viața în care nu mi-aduc aminte nici ce am făcut, nici cum vorbeam cu oamenii. Am impresia că atunci, în perioada aia, mă comportam foarte nasol cu oamenii și fără să-mi dau seama, credeam că mi se părea normal. Tu ce crezi despre asta, Luiza? Da, și eu. Adică din fel. Punctul tău de vedere, am aceeași părere. Am aceeași părere, da. Ok. Poate și eu m-am schimbat atunci în timpul ăla și mi-am dat seama, nu doar el, știi? Te-ai schimbat și eu ce nu recunoști. Da. Păi, am recunoscut. Ai uitat că purtam unul mai și acum, uite, Palm Angels, Zara. Păi eu purtam și înainte de asta. Așa e, iartă. Tu, dar eu... Păi, acum e și mai rău, are găuri în tricou. Vai de capul, e sărac. Cred că sunt mai prietenoase cu băieții decât cu fetele? Nu, pentru că cu fetele nu te înțelegi că imediat. Cu băieții te înțelegi foarte bine pentru că ei mai tare și ei l-a pierdut, știi? Cred, nu? Dar nu. Acum adică ea l-a pierdut. Ea mai tare. Deci te deranjează. Deci ce mai care a fost întrebarea? Dacă te deranjează, dacă sunt mai prietenoase cu băieții decât cu fetele. Oi, mă deranjează. Ce? Oricum se uită ea la tine, vrea să te ia pe tine, că știe că ești nevoastră. Păi, cam evită răspunsul. Bune, când să te ia? Păi te contrazi singur. Păi eu am tare de vin cu lume, cu tare, cu... Nu te uita la mine, nu te uita la mine. Cu sape, aia a pus sunet de cioară la cenzură. Hai, recunoaște. Cu tare, cu... Nu te uita la mine. Păi eu am tare de vin, cu lume, cu tare, cu... Nu te uita la mine, nu te uita la mine. Cu sape, cu topoare. Hai, recunoaște că ai mințit și gata. Că mai pun o dată întrebare, hai. Mai zi o dată întrebare, hai, că nu mai știu. Întrebarea a fost dacă te deranjează, dacă sunt mai prietenoasă cu băieții decât cu fetele. Nu, poți fi cu cine vrei tu, nu mă interesează, bine? Da, zi bă, da sau nu. Da, mă deranjează, da. Bine. E sincer acum. S-ar plăcea să ne întoarcem. A spus și el să scape de el. Că fumam chiștoace? Nu neapărat, chiar atunci. De ce a spus așa serios? Zi-mi exact perioada ca să zic. Când stăteam noi acasă la Târgoviște. Da. M-aș întoarce doar din anumite puncte de vedere. Era totul altfel atunci. Gândeam altfel, nu vedeam lucrurile cum le văd acum. Dar n-aveam bani. Deci n-aș vrea să schimb asta. Acest clip nu e despre bani. Credeți-mă. Doar n-aș vrea să mai mă întorc acolo. Îți place de vreo fată de pe TikTok? Influenceriță sau ceva cunoscută? Da.
Pe care? Nu am pe normal, nume, frate. Nu sunt îndrăgostit, dar în schimb, vizual, mă atrag femeile când mă uit că sunt bărbat și eu. Mă uit și eu la femei. Te-am întrebat că una, în special, dacă ai una care te atrage foarte tare. Nu. Pa bun, el a făcut schema asta, nu eu. Păi de ce n-a întrebat, frate, și ce fată? Că eram curios acum. Ai ascuns vreodată vreun mesaj cu o fată de mine? Da. Este sincer. Dar în trecut nu acum, de 2 ani de recent? Când suntem. Recent? Sau în trecut? Bine, și recent, hai. Cât de recent? Când m-ai prins tu. Când te-am prins eu, că nu mai știu. Când m-ai prins că aștepți conversația. Dar nu știu să fie în conversația, că am vorbit sără ceva neapărat cu ea. I-am zis ceva mai urât și apoi am știut. Am înțeles. Ce trist sună. M-ai mințit vreodată uitându-te în ochii mei? Nu. Nu a dus gunoiul, poate, nu știu. Să moară toată lumea, Miluș. Când mă uit în ochii tăi, atunci spun sincer. Dar nici nu te minci, o pe tine în general. Bă, nu știu, am văzut. Eu nu vreau să am ce implicare. Octavian... Am mințit doar de vreo 4 ori. Examinează pur... 5... 6? Examinează pur și simplu ce... Dă aici. Da, te cred, da, ai dreptate, da, te cred. Ai dreptate, frate, te cred. Poate ai mințit cu ceva minor, așa. Da, 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 într-adevăr. Da, da. Oricum ai fi sincer, Luiza, e pe un bărbat foarte sincer, da, cu mici excepții, asta. Foarte sincer. Hai să vedem și pe tine cât de sinceră vei fi. Te invit pe scaunul urmează de poligraf. Luiza. Ghebe, ești pregătit cu întrebările, tată? Eu sunt pregătit cu întrebările, să vedem dacă e Luiza pregătită, sincer. Luiza, tu ești pregătită cu răspunsul? Da, n-am nimic de ascuns. N-ai nimic de ascuns, nu? Deci ești relaxată. Da. Hai să vedem. Te iau mai întâi ușor, că așa e frumos, să treci, să te iau ușor. Ai avut o impresie bună despre mine prima oară când m-ai văzut? Nu. Este sincer. Foarte bine, e foarte bine. Hai, ce dăr te-a făcut-o cu poza asta? Când aveam 12-13 ani. Și ce aveam? Muși la nas, ce aveam? Așa, mai vagabond. Păduchi, ce aveam? Mai multe și pătuți. Poate aveai și pătuți, nu știu dacă aveai sau nu, sincer. Bun. Crezi urici. Că te-am înșelat vreodată? Da. Este sincer. Ești tu sincer, nu eu. E ce crede ea? E o întrebare în care tu ești în dezavantaj, păi nu eu. Păi și ce e? Ce crezi tu, frate? Nu e ce cred eu. Eu cred că nu te-am înșelat, da? Eu cred că da. Păi de unde știi? Tu m-ai prins? Nu. Atunci dacă nu m-ai prins, înseamnă că n-am făcut-o. Poți să ne prins de gustor ce știi, boss. Dacă n-aș mai avea 1000 de euro, ai mai fi cu mine? Sună cam a red flag, nu știu ce să zic. Care 1000 de euro, mă, fi pus pe a mă? Da, aș mai fi cu tine. Da? Da. Este sincer. M-ai lăsa pentru o altă persoană publică? Nu. Este sincer. Mi s-a părut ce amuzant, dar cum poți să mă întrebi tu pe mine așa ceva, că știi ce părere am despre absolut toate persoanele publice? Așa e, așa e. Sincer. Așa. Nu, tu ești fratele meu, Shelly. A, gata. Și că sunt prieteni. Sincer, nu, adică nu, sunt prieteni, nu? Mă considerat și eu așa un pic persoană publică și na, m-a simțit așa un pic. Ai ferit în ultimul timp de mine cu ceva? Nu. Este sincer. Când fumam țigări de la Leana, îți plăcea de mine? De la Leana? Este sincer. Cine este Leana? Mamaia. Cum e țigările de la mamaia? Foarte bune, și acum în ziua de astăzi. Și când trageai marble, cum ești a fumul? Cum este și de la astea mai scumpe. Dacă mâine n-aș mai fi gheboasă, ai mai sta cu mine? Da. Este sincer. Și ce-i face dacă n-aș mai fi o gheboasă? Ce-i face? Adică ce-aș face? Ce-i când n-aș mai fi gheboasă? Nu mai e nimic, gata. Tot, trebuie să mergem la muncă amândoi. Păi și mergem. Pe când te-a luat erai gheboasă? Nu. Nu. Așa ce-a trebuit să mergem la muncă și eu am mai fost și la muncă, frate. Am mâncat, ce-și luat pe 80 de lei pe zi, că ne dai 80 de lei pe zi, frate, o zi întreagă cu căram, ești nebun, la cutici, la 80 de lei pe zi? 80 de lei, ce, frate, nu m-ați mai merge. Tu ai mai fost, dar ea a mai fost? Cum zice că ai fost la muncă? A, am fost și eu la muncă 2 luni acum, dar acum, recent, nu, da, am fost și la muncă 2 luni. De câte ori m-ai înșelat anul acesta? De vreo 5, cred, niciodată. Este sinceră cu niciodată. Ce femeie, are și zahăr și miere, ce femeie. Dar de ce a specificat doar anul ăsta? Cam dubios, femeie, cam sas. Are și zahăr și miere, ce femeie. Bă, dar cum a pus să specific anul acesta? Da, anul acesta. Da. Anul acesta. Ce te-ai înșelat? Poate m-a prins și anul trecut, m-a înșelat și n-am prins-o. Și dacă era, o prindea și anul ăsta. Deci, da, bine, dar eu vreau totuși să vă întreb așa, l-ai înșelat vreodată? Nu. Este sincer. Bun, ok. Parcă e linia din stângă, cam roșie. Nu. Este sincer. Uite. Bine, cred că ales bătăile inimii. Bun, ok. Asta e grea. Când unul din prietenii tăi s-a îndrăgostit de mine, te-ai supărat pe el? Nu. De ce nu te-ai supărat pe el dacă m-a luat? Nu m-am supărat pe el. Când unul din prietenii tăi s-a îndrăgostit de mine, băieți? Adică da, se poate. Te-ai supărat pe el? Nu.
De ce nu te-ai supărat pe el dacă m-a luat? Nu m-am supărat pe el pentru că încă nu credea că este adevărat așa ceva. Că dacă nu credea el sau tu? Nu, încă nu cred că e adevărat așa ceva, că dacă ar fi adevărat, n-aș, nu știu. E sincer. Păi tu n-ai văzut că el încerca să te despartă de mine ca să bage el? N-ai observat asta? Hai să trecem la următoarea întrebare, nu mai pot să mai discut. Bine. Mie îmi plac în telefon, fără ca eu să știu. Sau un milion de ori. E sincer. Acum ia venit telefonul. E la ea. Cred că e la mine. Am o boală să fac asta. Ai găsit? Mai găsit chestii sau? Da. Bă, nu chestii grave, pentru că da, nu fac așa, chestii. Chestii mici, știi? Nimic, nu mă interesează când văd. Așa, o femeie. Nu seama, păi explor, nu chiar o inimioară. Fără să-mi dau seama un like, păi explor ceva. Nimic special, domnule. Bă, dar eu sunt un băiat care eu am ținut cu cineva să mă frate. Mi se pare absurd să te superi că dă un like la ceva sau nu. Mi se pare absurd asta, nu există așa ceva, e absurd. Uite, încă una bună. Ești geloasă când plec la show? Da. Este sincer. Dar de ce? Pentru când plec la show. Atunci când merg cu el și fetele mă văd că sunt lângă el, mă cunosc, mă cunosc de pe TikTok, de unde mă cunosc, mă cunosc. Și mă văd că sunt lângă el, dacă ele vin atunci când eu sunt acolo, la el, să facă gesturi care nu sunt de făcut oricum și multe altele, când e singur, îți dai seama ce se întâmplă, dacă atunci când e cu mine. Direct gang pe scenă acolo, nu mai. Îți dai seama, normal. Să închide petrecerea. Bineînțeles. Acolo, la bară. Da. Băutoare verticale. Da. Deci da, te gândești că s-ar putea întâmpla. Nu e chiar fade. E să nu se abțină, mă gândesc. Sau, nu, da, sau doar exact. Să fii geloasă pe chestia care se întâmplă. E tu un sculam. Da. Tu mi-e cheiul. Dacă aș intra la pușcărie. Pe telefonul citesc. Ce zici că e jurământ? Am vorbit și cu vorbim cu tare. Am vorbit. Dacă aș intra la pușcărie 50 de ani, mai aștepta? Da. Du-te, o... Te minte. Coaie, 50 de ani? Nu te-aș aștepta 50 de ani, dar dacă ai intrat, știu, 10 ani... Un an mai aștepta așa. 10 ani te-aș aștepta, 10, 15... 15 deja. Sincer, 15 maximul la omor. 10-15 ani l-aș aștepta, dar 50, păi e toată viața mea, ce rostare. Dar am și o întrebare pentru tine, Ghebe, legată de întrebarea de Adinaur de gelozie. Imaginați-vă rolurile inverse. Imaginează-ți că Luiza ar fi o artistă foarte cunoscută și tu ai fi iubitul ei. Nu puteam stau, ok. Care n-ar fi cunoscut. Nu puteam. Și imaginează-ți gesturi, pe la show-uri, pe alea, nu știu. Nu puteam, nu stăteam, nu, plecam frate, nu stăteam. Nu-ți convenea nici o secundă. Nu puteam, nu pot să stau, nu puteam. De ce ești gelos? Păi, se pare că sunt gelos, e mai greu să fii un bărbat. E supărat sau ești gelos? Care e persoană publică decât invers. Nu mi se pare. Pentru că femeile sunt mult mai agasate de bărbați. Stai din gură tu, că eu știu prea bine. De unde știi așa bine? Păi, e bata știe. Bun, asta vreau să întreb. Șansa să ia bărbați mai bine decât mine, ce să mai? Ești nebun la cap? Bun. Asta era întrebarea mea, eram da, frate, curios. Ce să mai? Da, dar te înțeleg perfect, adică nu... Vrei să avem copii împreună? Da. Este sincer. Păi să băști una sinceră, frate. Tu-ți doreai nesincer răspunsul ăsta? Ai vrea să-mi schimb prietenii? Nu. Minți. Deci problema e că noi avem oricum prieteni comuni. Poate e unul sau doi cu care... Da, e gagica lui Gheboz. Păi așa e, adică, uite, Andy, spre exemplu, e prietenul la amândut, na, e, știi? Adică el nu, dar mai sunt alți prieteni pe care are cu care nu mă înțeleg așa bine sau nu-mi place așa mult de ei, dar nu contează oricum, adică chiar dacă... Cum ar fi vrea... Manu, gen? Nu. Chiar dacă aș vrea, nu ar... Hai, cică săracul, dar gagica ta unde e, mă? Trebuie să faci asta doar pentru că vreau eu. Pur și simplu, e părerea mea, tot. Da. Te-ai combinat vreodată cu vreo femeie? Da. Este sincer. Puteam să jur că de-aia vine fata aia pe la noi toată ziua, bună ziua. Mamă, mi-e și rușine. Nu știu dacă... Adică ai încercat sau... Relație, stai să vadă maică-ta, da. Stai să vadă maică-ta. Bă, dar de ce atât de... Nu știu dacă... Adică nu neapărat... Păi ce înclinată e camera asta? Asta e genul de detalii pe care le-aș vedea numai eu. Păi, da. Hai să vadă maică ta. Da, hai să vadă. Nu neapărat să am o relație sau ceva, dar așa, nu știu. Da, aș de gură. Dar nu știu de ce am eu, țară liberă, Doamne ferește. Da. Deci n-ai avea nimic împotrivă să ai o relație cu o fată. Te-ai supărat, Ghebe, dacă te-ai înșelat cu o fată? Nu. Dar să te ghimești pe tine. Păi e sexy, frate. Două femei când să... E sexy. E bine că știu că nu te-ai supărat atunci. E sexy, frate. Deci nu ai mai fi gelos. Nu, n-aș mai fi. Dacă aș intra și o horă... Păi și dacă nu te cheamă horă? Dacă nu mă cheamă horă după margine, faultez alea și eu ceva. Dai cartonașe? Da, n-ai de ales. Am una care... Intens. Dacă mâine m-aș combina cu... Ai reacționat urât? Da. De ce? Este sincer. De ce? În primul rând, nu o suport, pur și simplu, nu-mi place de ea și nu-mi place nici să vorbească cu el vreodată sau cu mine sau cu oricine vreau să... Nu vreau niciodată, nici să vorbească, nici să se urmărească unul pe altul, nici să nimic niciodată în viața mea. Ești geloasă că mă urmărește... Glumesc.
Păi, dar voiam să știu și eu cine. Dacă mâine m-aș combina cu verișoara ta, ai reacționa urât? Da. Ești sincer. Păi, dar gen nu zice dacă n-ar fi ei într-o relație. Zice dacă s-ar combina în timp ce ei sunt într-o relație. Dar o bat pe oricare ar fi și pe aia și pe tine, rău de tot. Tot. Da, rău. Oricare dintre ele ar fi, la fel ar fi pățit și tu și ea. Da? Ai verișoare frumoase? Da, am. Dar câte verișoare ai? Multe, foarte multe. Tata are 8 frați. Mama, 2. Sunt mulți. Când visezi tu, noapte, în somn, îți mai apar și alți băieți în vise? Da. Nu sincer. Păi depinde, poate visez că eram cu tine și cu Shelly la cafenea și beam ceva sau... Na, îți dai seama, nu vise de-alea erotice. Ai avut vreodată vreun vis erotic că făceai cu alt bărbat? Nu. Nu? Nu. Bun. Este o minciună. Nu. Nu-și amintește. Nu știu, nu știu. Ai visat ce să mă lasă de joară? Poate cu Chris Brown, poate. Băi, ideea e că visele nu ți le controlezi, frate. Exact. Nu ți le controlezi visele, nu controlezi ce visezi. Știu, știu, știu. Ce, tu n-ai visat? Ba da. Ce vise? O crămadă. Numai striptease, numai... Cu azi băieți sau cu fete? Mai femei. Număr 1. Dacă aș avea un turneu de 6 luni, internațional, iar tu nu vei putea veni pentru că nu vei avea bilet de avion, am mai fi împreună, te-ai supărat cumva pe mine? Da, m-aș supăra pe tine. Să nu poți veni, nu știu, din... n-ai cum să vii. 6 luni internațional. Să ai interdicție de a părăsi țara, nu știu. De la... V-ați despărți sau nu? V-ați despărți? Nu. Dar mă, și o întrebare așa, fără neapărat loc. Ce te supără pe tine la mine cel mai mult? Că nu ești atent deloc la nimic. Dacă ai fi atent mereu, când mai atent, știi tu că trebuie, n-ar mai fi nimic. Nu, dacă aș fi mai atent, nu atent, că sunt... Și să cu cheia de la mașină în mână, atent, da. Ca să arate care e valoare, frate. Dar oamenii înțelege că capul unor, frate. Mai atent. Da, sunt. Îți promit că voi fi. Bine. Îți promit că voi fi. Cât te c***i, te c***i gros? Nu puteam să mă abțin să-mi dau una ta. Bun, fraților, ăsta a fost și testul poligraf. Poți să o linci fără să o atingi? Zi-vă, Dumi, poți să o linci fără să o atingi? Eu din ce am observat, am văzut... Doar că poți. Invidios, da. Vreau și eu să mă vezi pe mine această tehnică.